Ce faceți băieți, eu sunt Cristi, bine v-am găsit la un nou super episod. Băi, avem jucători noi, pachete noi și un oarecare nou event despre care o să vorbim puțin în acest clip, dar nu vom deschide pachete la noul event pentru că o să vedeți de ce. Dar, înainte de toate, dați-vă acolo un like puternic până să începem. Sunt așadar pe unul din conturile secundare, bineînțeles, și um, hai, să, hai să începem cu ce avem nou, practic, da? Hai să vedem aici la news și avem eventul, nu apare? aici? Nu apare aici. În fine, avem eventul, dacă nu găsesc Shape Shifters, se numește, da, Shape Shifters, un event interesant, nu știu dacă se poate numi event, e pe event, doar că ideea mea, adică la început, am intrat și eu pe joc, da, ca tot omul, am văzut, bă, ok, nu avem niciun event, da, că uitați, dacă ne uităm, mergem aici la play, dăm la, dăm la live events și vedem că nu este niciun, nici urmă de shape shifters pe aici. Am zis, bă, ok, poate turneu, Ok, nu i nici turneu. A, la challenge mod, sigur, e ceva la challenge mod. Da, e la challenge mod. La challenge mod uh, ai aici de jucat ca să faci puncte shape shifters. 180 poți să faci în fiecare zi. Vă recomand să uh, jucați aceste meciuri, să vă faceți Uh, aceste, uh, aceste puncte, pentru că sunt uh, destul de importante, adică puteți să faceți niște, să luați niște reorduri foarte ușoare, plus că la început când intri, deși acum stau și mă gândesc că pe contul ăsta n-am primit, dar cred că am prea mulți jucători, nu am prea mulți jucători în club, dar ar trebui să-mi fi dat, uh, bă, ar fi trebuit să-mi fi dat, cred că cu toții ați primit, adică știți, un pachet cu 11 jucători de la Shape Shifters pentru a-i putea folosi în acel, în acel, challenge pentru că nu poți să joci cu echipa ta, trebuie să ai în echipă, vedem aici, 5 jucători Shape Shifters și care e faza cu acești jucători? Mergem înapoi acum la la store. Nu avem niciun pachetel aici cu gemuri sau așa ceva, nu există. A, uite aici, e Shifters Gift, ok? Eu pe contul principal am primit acest pack, n-am uitat în joc, dar în fine. Uitați, aceștia sunt 11 jucători pe care i-ai primit la început și cred că puteți observa niște jucători mai așa, mai cunoscuți, care parcă -par nu, parcă nu înțelegeți. Ce caută Scott Carson atacant? Ce caută Adele Ali fundaș central sau ce caută, nu știu, Billy Orban mijlocaș central. E bine, despre asta este eventul shapeshifters, jucătorii care sunt puși pe alte poziții. Ar fi fost tare să vedem un jiru portal sau așa ceva sau un camavinga, dar nu este cazul. Însă trebuie să zic că cardurile arată fantastic gen uh, designul lor și acești 15 jucători v-am să-i primiți gratis. Sunt jucători untradeable, dar sunt foarte importanți pentru că aveți nevoie de 5 pentru acel challenge. Și na, ce mai, ce mai bine folosești 5 din aceștia ca să-i bagi în echipă. Și oricum vă recomand să aveți pe banca de rezerve jucătorii voștri principal și eventual să faceți ce schimbări ca să vă ajutați. Pentru că două din partidele de la Challenge sunt meciuri cu botul și două sunt meciuri de head-to-head. -head și evident meciurile de head-to-head -head nu sunt foarte ușoare, nici cele cu botul nu sunt extraordinar de ușoare dacă vreți sau dacă vă gândeați că puteți să lăsați jocul, să lăsați pe auto și să joace singur să câștige, o să vedeți că nu poate să ar să nu câștige. Partea bună e că... Cel puțin așa a fost la mine, m -am, nu știu, poate am, poate am m apăsat pe ceva greșit, dar dacă vrei să, dacă pierzi de două ori și nu mai poți să mai joci, evident că ști, de obicei știți că costau parcă gemuri ca să dai retry, aici am văzut că mie mi-a cel, cel puțin 500 de coins, nu știu dacă a fost un bug și de fapt erau gemuri, dar mie nu mi s-a părut că mi-a luat din gemuri, așa că o să bunesc că uh, poți să joci de câte ori vrei tu, rog, gem poți să dai câte ori vrei tu, dar v-am zis că dacă vrei să câștigați cât mai repede cele de head to head, uh, folosiți-vă jucătorii din primul vostru, 11 și introduceți-i după, gen, să țineți pe bancă și băgați în locul jucătorilor mai slabi de la Shape Shifters, Mă, și cu punctele cele 180 pe care le ai de acolo, nu poți deschide nimic momentan dar la 200 de puncte poți deschide primul pachetel, să zic așa, care este tradable cu jucători 90-98, 98 este și maximul de la acest event și da, e destul de, e destul de ok, oricum sunt niște jucători așa mai mim, să zic, adică vedem pe Manuel Neuer, mijlocaș centrale, evident referința la faptul că este un portar foarte bun cu piciorul, Campus, cel mai scund portar, acum este atacant, avem și Curtoa care de asemenea atacant, Uh, Tibo toată atacant, chiar sunt curios cum se mișcă. De asemenea, Peter Crouch este portar în această echipă incredibilă. Luca cu fundaș central și aici mi se pare um, o temă de mima așa fiind uh, mai ales după finala de, de acum 2 ani între Inter și City, când Luca cu a scos din greșeală o minge de 30 de cei de la Inter. Onana e CDM și el un portar care este foarte, foarte mult din poartă. Nunes fundaș central, Michael Jackson, a.k.a. Nicola Jackson, este mă rog, Lefting aici ni mare diferență. Adama Traore revine și el cu o carte uh, CDM la această dată. Richarlison right, uh, right wing back. Vedem Carius, portarul uh, Portaru, care este aici atacant și alții jucători interesanți care au poziții uh, diferite, poziții neobișnuite cu siguranță. Dar v-am zis, nu puteți să deschideți încă acest pachet pentru că mai aveți nevoie de 20 de puncte. Nu sunt nici questuri dacă vă întrebați. Adică și eu am avut un oarecare șoc la început, eram, bă, dar cum faci punctele alea, ce sunt cu punctele alea? Oricum, vă zic sincer, mi-a luat ceva să le găsesc pachete, dar am zis, bă, am văzut că a apărut, deci undeva trebuie să fie astea și le-am găsit aici la exchanges. Bine, dacă aveți FIFA Points, bineînțeles că puteți deschide, din fericire poți să folosești măcar FIFA Points. Și avem două pachete, tradable, două untradable, putem lua și mascherano, tai de mascherano total, ceea ce este destul de bine. Cred că poți să și zic că vă recomand să luați, dar pentru fan, evident că ați putea deschide și pachetele. O să facem și noi probabil un pe opening cu jucători de la Shape Shifters în câteva zile, să mai adun și eu niște puncte și da. Totuși, au apărut niște pachete noi pe lângă acestea, la Euro, pachete foarte, 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 foarte tari. În primul rând, avem un pachet de 7500 de gemuri, Uh, cu jucători de la Euro între 88 și 99 tradable și de asemenea au apărut jucători moments la Euro, printre care cel mai important pentru noi este Radu și 97, o carte fabuloasă, uitați-vă și voi ce atribute are și ce rating are, pentru că este cea mai bună carte a unui român din acest joc. Iar aceștia pe care vedeți aici în ecran sunt toți jucătorii noi apărut, sunt jucători care practic alături de țara lor au și trecut mai departe în optimi. Așadar, da, stau drăgușin este aici și sunt și alți jucători foarte, foarte buni, ca la Fiori, Gyundogan, sau Vitinia. Iar din pe costa de 7500 de gemuri, cred că au o șansă la cei jucători și în plus avem un pachet de, de 9000 de gemuri care îți dă un moment garantat, un uh, aceștia, deci între 96 și 99, fantastic, chiar trei de bălpecule, este drept, dar... Este foarte interesant. Și practic astăzi în acest clip aș vrea să deschidem niște pachetele de acestea. Uh, nu știu să vă dau un număr, nu știu cât de câte gemuri. Vom scrie cred că și pachetul de 3000, sincer, pentru că și asta în continuare mi se pare destul de bun și vă că avem și Icon noi, Schweinsteiger, și Michael Klose și așa mai departe. Deci, da, un clip de pe Copenhagen frumos. O să începem cu pachetul de 3000 de gemuri, cred. Este pachetul mai basic. Sau să începem cu asta de 7500. Nici nu știu. Ha, mă, hai că începem cu pachetul de 7500. Am stat puțin să mă gândesc dacă merită deschis, dacă nu. Pentru că totuși scrie 8899. Deci, dacă mi-ar da un 88, 89, 90, m-am dus pe apa sâmbetei de tot, efectiv. Ia să vedem aici la Morinfo. info. Ce șansă avem? Mamă, deci sub 1% de un jucător de 95 plus. Mă, da, nu, nu mai deschidem asta. <laughs> Nu-l mai deschidem. Dacă l-ați deschis, voi să-mi spuneți în comentarii, dar pare o mare, mare țeapă, așa că... Din partea mea, din punctul meu de vedere, stați departe. În fine, pachetul de 3000 de gemuri, ăsta nu prea dă greș. E un pack foarte, foarte bun. Cel mai bună, sau mă rog, pachetele astea de 3000 de gemuri sunt cele mai bune pentru că au un jucător destul de high rated în el și nici nu sunt prea multe gemuri, așa că hai să vedem dacă reușim să prindem ceva bun și după cred că vom deschide toate cele 3 pachete de 9000 de gemuri, așa că vom lua 3 jucători Moments, din păcate sunt 3 de dar asta este, așa că hai să vedem prima oară acest pachet de încălzire. Ia să vedem și ce flag Turcia, mijlocaj, fundaș dreapta este mult dur, cred că. Și da, nu, nu e Selic. Selic 95, ok. Era și merit mult dur sau cum îl cheamă, dacă el este doar la moments. Deci Selic 95. totuși acum am dat seama, referind un pic la Drăgușin de mai devreme, cred că acum înțeleg de ce Drăgușin nu a primit carte la începutul eventului și știți că v-am și zis că l-am construit echipa României că mă mir că nu are carte și probabil pentru că de asta, pentru că toți jucătorii de la Moments sunt jucători care n-au primit până acum carte, cred, sau Gakpo are, Gündogan, habar n nu știu, în fine, dar Drăgușin sigur nu are, Așa că, da, și nici cantez, spre exemplu, și cred că nici mi dur. În fine, ca ați înțeles voi ideea, vom deschide acum 3 pachetele de acest tip. Dar până să deschidem pachetelul acela, o să deschidem întâi acest exchange. Să facem acest exchange 94-99, pachet din care pot veni o grămadă de super, super jucători. Așa că băgăm 4 jucători de la Euro. O să-i bag pe Stepanenko, Froiler, Selic. Și nici nu știu să-l bag pe Blazdic sau pe Frim. o să-l bag pe Blazdic. Parcă nu l-aș băga pe frame. de 96 că nu văd sensul. Și hai să dăm aici pe exchange frumos. Să vedem dacă reușim să și noi primul nostru icon de la, de la euro. Pentru că până acum știți foarte bine că n-am prins niciun icon. Deci, hai să vedem. Dacă sparte și noi gheața, hai să dăm un, un flec bun. Un flag bun, România nu e chiar bine. Este Nicolae Stanciu măcar. Sau bine, poate să fie șolarul. E Stanciu măcar. 95 Stanciu. Mă bucur într-un fel că e român, aia, dar mi-aș dori pe cineva cu rating mai mare. Totuși, e ok, mai ales că România s-a calificat în optim și e tot hype-ul ăsta în jurul naționalei românii și așa mai departe. Este incredibil. Dar, mă rog, Stanciu nu este chiar incredibil din pe ăsta, dar, mă rog, hai să vedem ce mai a fost pe lângă. Da, nimic e interesant, un albanez, un scoțian. Deci, Stanciu este singurul din acest pachet care va evolua și în optimile competiției. Ghinion, dar ce poți să faci? Hai să ne întoarcem acum la pachetele alea mari. Astea sunt pachetele Puternice, efectiv puternice și probabil vă cheltui 27 de gemuri pentru a le deschide. Acum să vedem totuși care va fi faza. Sper în primul rând să nu-mi dea niciun duplicate, să-mi dea trei jucători diferiți, asta mi-aș dori. Și evident să iau din ăștia trei măcar unul care să aibă mai mult de 97. Drăgușin ar fi foarte tare să pice, chiar sper să-mi pice, dar hai să vedem una peste alta. mamă. 9.000 de gemuri vai de capul meu, câte gemuri, bă băiatule, câte gemuri. Dacă n-ați dat acolo like, nu știu ce faceți până acum. Hai mă, să vedem. De fapt primul pe cred că nu e cu jucător, da, e pe uh, cu ceilalți jucători, să zic așa, mai low rated. Acesta al doilea este în schimb pachetul Magic, pachetul puternic, pachetul cu super jucător. Pachetul din care sper să-l vedem pe Vitinia sau pe Cante sau pe Drăgușin. Hai să vedem dacă e vreo animație nouă, nu pare a fi și este mult dur din păcate sau din fericire. Uh, e ok, e ok, dar uh, 97 totuși, are 97, dar trebuie să zic, băi, animația cardului ăsta este fabuloasă gen animația carduri și când vine jucătorul, în fine, e foarte, foarte tare. Muldur, Muldur e ok ca jucător, e o, are o poziție bună măcar, este fundaj dreapta, dar da, e ok, e ok. N-a fost 96 măcar, n-a fost nici drăgușin, dar merge pentru că e poziția asta care îl avantajează. Și hai să dăm tap continuum. Merge mergem către al doilea pachetel, da, e în de din păcate, merge Muldur. Asta este numele complet. Este jucătorul care a marcat în prima etapă pentru Turcia un Eurogol. Bun, ar fi fost tare să nu se mai poată pica cine a picat deja. Deci, da, sper să nu mai îl văd pe mult dur înapoi în pachet. Sper să văd pe cineva nou și sper să văd pe cineva de la stânga sa. De la stânga sa încolo, gen 98 plus dacă nu v-ați prins. Hai să ne-am dat deja cu al doilea pachetel. Deja 18.000 de gemuri s-au dus așa că nu mai avem cale de întoarcere. Ăștia sunt jucătorii mai slăbuți și avem iarăși pachetul de al doilea care aduce jucătorul cu rating foarte, foarte bun. Sper în continuare, cum am zis, la un 98 sau un 99 sau măcar să fie drăgușin dacă nu are 98 minim. Hai să vedem flegul. Este drăgușin, mă! Este drăgușin! Bestia noastră, bestia noastră și o să facă cuplu de fundaș central pe acest cont cu Virgil van Dijk peste care vom da uh, marțea viitoare în uh, optimea cu Olanda. Drăgușin vine așadar și este foarte, foarte tare. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți mâine să facem un review acestui card care este bestial, efectiv. Este e incredibil, efectiv. Chiar e un jucător și utilizabil pentru echipele mai bune și nu mai e top, 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 top. Hai că e bine, hai că e bine. N-am trecut momentan de 97, E drept că încă n-am luat niciun jucător de 96, dar măcar ne-am făcut cu Radu Drăgușin și avem ultimul pachet aici. Sper să nu mi lea chiar și pe Calafiori, că nu am ce să faci cu Calafiori. Deja i-am pe Drăgușin și pe Van Dijk pe contul ăsta în Tradeable, Deci sper să-mi dea măcar de mi da, dacă, dacă mi-ar da de 96, dar nu vreau să-mi da de 96, să mi-l dea măcar pe uh, slovenul Janza. Mă, mă voi nu vedeți de facecam, dar în dreptul ca la Fiori mai sunt 2 jucători de 96, un slovac și un sloven. Slovacul are, mă slovacul este right este Schranz iar slovenul este left back, Janza. A spera măcar la un left back, dacă ar fi, dar de fapt nu, că l-am pe Mendy acolo. În fine, să nu, să nu de 96, dar dacă îmi dă, cred că prefer left ul Hai să vedem, te rog eu, doamne, un Ghei, un Gundogan, un Cante, un vitini. Asta vreau să văd din pe cu ăsta, te rog eu. Mi-ai dat drăgușin, mersi, mi-ai dat mi dur, ok, dar hai să-mi dai și unul forță de tot. Sunt totuși 27.000 de gemuri. Pe jucători în 3 double, totuși, bun care, rating dar 3 double, așa că, hai să vedem, să îmi dea duplicate, asta e cel mai important, în primul rând, și, ai mă, frate, da, e într-un fel bucurie, drăgușin, dar, ce să fac cu doi de drăgușin, n-am ce să fac cu doi de drăgușin, doar să-l folosesc care cap, dar... Of, 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 dacă știam măcar nu mai deschideam, nu mai dăream 9000 de gemuri, dar evident că tentația era prea mare să nu deschid aceste pachete, așa că am deschis, n-am avut ce să fac, am picat prada tentației, în de două ori, să-mi spuneți și voi în comentarii dacă ați deschis pachetele astea, ce ați prins, pentru că sunt sigur că ați deschis unul dintre voi, pentru că sunt foarte tari corile astea, sunt jucători foarte buni care vin din ele și uh, nu sunt nici... Că nu, nu sunt ieftine, asta e clar, dar am văzut pachete mult mai scumpe, uitați aici în dreapta, pachete de 15.000 de gemuri care se dă un scurtor între 92 și 99. Deci, da, bine, ăla e și 3 de dar ca idee totuși că valoarea asta nu este deloc reală la 9.000 de gemuri. Hai să-i băgăm în echipă măcar pe, pe cei doi noi veniți, practic care, sincer, vă zic că mi ridică foarte mult apărarea. Drăgoșin în locul lui Tapsoba. Bine, Tapsoba are rank are asta și rank are și uh, training 20, deja la atribute e mai slab, decât, uh, mai slab Drăgoșin decât Tapsoba. Iar în dreapta o să intre Miul Dur, care ia locul lui Bradley și chiar, chiar e un upgrade foarte important. Apărarea asta arată fantastic. E mai bună apărarea asta decât apărarea de pe contul meu principal. Dacă le excludem pe Muslera. da bine, l-am pe Unai Simon momentan aici. Și dacă l-am pune și pe el, mă rog, ar fi o apărare chiar de speriat. Dar mă rog, Unai Simon e 3 de văzutească să-l să vând. O, după... Și cred că intră și Stanciu în echipă. Poate să ia locul lui Bellingham. Deci, <laughs> drăgușim și cu Stanciu. Ocupa ocupă aici locuri de titular în echipa asta mea. Mi se pare foarte, foarte tare. din păcate vă că nu avem cum să facem și un 98, dar da, mă, mă rog, cam asta ar fi upgrade-urile la echipa acum după aceste pachetele. Acum uitându mă putea să-mi dea și right ul acela acolo să-l schimbe pe jarzinio, dar e ok, mi-a dat doi de drăgușin. M am zis să-mi spuneți în comentarii dacă ați deschis și voi pachetele cum vi se par și ce ați prins, dacă vreți să vedeți mâine un clip de review la drăgușin și cam asta ar fi. Cam asta am fost eu, Cristi, cam asta au fost pachetele noi de la Euro, dar abia să deschid și la Shapeshifters niște pachetele, așa că ne vom auzi cu bine mâine la un nou episod. Pa, pa!